și bun găsit, stimați telespectatori! Vă spune din nou Nicoleta Cojocaru împreună cu echipa emisiunii Un cântec în dar, doar aici la Televiziunea Plus din Suceava. Dragii mei, este vineri, este ziua în care avem întâlnire cu dumneavoastră și vă aducem un cântec în dar, urările de la mulți ani tuturor sărbătoriților din această săptămână și de astăzi și, bineînțeles, surprize. Iată că Bucovina este plină de tradiții, este plină de copii talentați care au fost aleși de Dumnezeu să ducă mai departe cântecul popular. Cântecul acest frumos care este prietenul tuturor. Cântecul, cel care și la bine și la rău reușește de fiecare dată să ne aline sufletele. Și pentru că mesagerii cântecului sunt tinerii interpreți, noi, ca și emisiune și Televiziunea Plus din Suceava, le venim în ajutor, promovându-i, făcându-i cunoscuți dumneavoastră și iată că pas cu pas acești tineri sunt cunoscuți de dumneavoastră, urmând a fi și îndrăgiți, le îndrăgim și cântecele și așa, dintr-un pas mic, ajungem să culegem roade frumoase pe parcurs și să ne așezăm acolo fiecare la rândul nostru cu un nume frumos în folclorul popular. Dragii mei, și astăzi să știți că eu am un invitat tânăr de această dată în prima parte a emisiunii. Este vorba despre tânărul interpret Andrei Dănuț Nastiuc. Vreau să-l cunoașteți și dumneavoastră și să știți că totodată îl voi cunoaște și eu, pentru că vreau să aflăm cât mai multe lucruri despre acest puișor bucovinean al cântecului popular. Andrei Dănuț Nastiuc. Bine ai venit, Andrei, aici în studioul Televiziunii Plus din Suceava, la emisiunea Un cântec în dar. Bună ziua și mulțumesc foarte mult de invitația pe care mi-ați adresat-o mie. Măi, văd că îmbraci un costum popular atât de frumos. Nu te-am lăsat să iei și bundița de dihur, că ne topim aici de căldură, că este destul de cald. Dar mă bucur că îmbraci, bănuiesc, cu drag și cu plăcere costumul popular, așa e? Da. Ce ne spui tu despre acest costum? Cine ți l-a făcut? De unde l-ai? Eu îl am, costumul ăsta, îl am chiar de la străbunicul meu, păstrat foarte bine, desigur, și opincile, și ciorapii, și uițarii, și cămașa, toți sunt păstrate. Toate aparțin bunicului tău? Da. Deci, câți ani are bunicul tău? A avut. Trebuia să aibă, da, să zicem. Cam câți ani are costumul acesta pe care tu îl îmbraci? Vreo 70 de ani, 80 de ani are. Are. Uite, vezi cât de bine se lucrau toate aceste costume înainte, chiar dacă nu era atâta tehnică, să zicem noi. Uite că pânza a rămas la fel de albă, imaculată așa, și acest model frumos pe care îl ai pe cămașa populară. Din ce zonă vii tu și de unde aduci cântecul telespectatorilor? Eu provin din comuna Ostra, județul Suceava. O zonă frumoasă acolo, în Ostra. Nu prea mulți interpreți am auzit că ar fi pe acolo prin Ostra, așa e? Da. Ești cam printre... Mai este cineva din zona de acolo? Nu. Nu este nimeni, așa? De acolo așa? Nu. Chiar din Ostra, sau da, din dintr-o Ostra. Localitate apropiată? Provin din Ostra, Chiar din Ostra? Da. Un reprezentant. Se mândresc oamenii din localitate cu tine? Să știți că chiar se mândresc. Dar spune-mi, Dănuț, de unde până unde ai prins tu drag de cântecul popular? Deci, ia să le spui și telespectatorilor, pentru că vor să știe acest lucru. Da, deci eu de la grădiniță îi mulțumesc foarte mult doamnei educatoare, pentru că dumnea ei m-a dezvăluit. Te-a descoperit. Da. Eram la grădiniță și dumnea ei mi-a spus ca să fiecare să pregătim câte un cântecel. După am cântat fiecare, dumnea ei văzând că am voce, m-a plimbat prin toată grădinița. După am început să prind drag de cântec.
Adică, ce vrei să spui tu, m-a plimbat prin toată grădinița? M-a dus pe la fiecare clasă. Și te-a pus să cânti? Da, da. Așa. De atunci am început să cânt prin casă, după am descoperit folclorul. După am început să cânt prin casă, doi necântece, ce mai rețineam eu de la televizor. A, deci tu ascultai pe micile ecrane interpreții de muzică populară și rețineai de acolo cântecele, așa-i? Da, da. Și le cântai și tu prin casă la rândul tău. Da. Făceai spectacol părinților. Da. Ce au zis părinții auzindu-te cântând așa prin casă sau care a fost dorința ta? Ce le-ai spus tu părinților legat de muzică? După ce am început așa să, cum v-am spus, să cânt, dumnealor au hotărât ca să mă ducă la canto. Asta nu la grădiniță? Nu, mai când am crescut mai mărișor, da. După au început să mă duc, au căutat un profesor. Profesorul a fost doamna Alexandra Dăncilă, care îi mulțumesc dumneai extrem de mult, pentru că dumneai m-a șlefuit, m-a ajutat să descoper mai mult ce am în mine. Deci îi mulțumesc extrem de mult doamnei Alexandra Dăncilă. Câți anișori ai tu acum? 12, împlinesc luna viitoare pe 4. Măi, Dănuț, pe data de 4, nu știu în ce zi cade. Nu știu nici eu. Știi tu în ce zi a săptămânii cade? Dar oricum, te aștept și atunci de ziua ta să petrecem împreună, pentru că tu porți și numele Sfântului Andrei. Da. Așa că vom face 2 în 1, da? Da. Uite, pe data de 26, cred că este vineri, mai am câțiva invitați care poartă numele Sfântului Andrei și vei fi împreună cu alți colegi de cântec. Da, și vom petrece aici, vom sărbători ziua de nume, dar și ziua de naștere. Da. Pentru că noi aici, în cadrul emisiunii Un Cântec în Dar, dăm posibilitatea interpreților, dar și a tinerilor interpreți, să-și aniverseze ziua de naștere sau de nume alături de colegi de cântec și, bineînțeles, nu în cele din urmă, alături de dumneavoastră, stimați telespectatori. Și ne întoarcem iar la Dănuț. Andrei Dănuț Nastiuc. Da. Câte cântece ai tu în repertoriu până acum și care ți este ție cel mai drag? Eu în repertoriu am doar 3 cântece, dar cel mai drag mi este Ziua bună mă priviți. Ăla este și nou, ieșit acum, de mi este foarte, foarte drag. Pentru că tu ai mai multe, datorită faptului că interpreții ai cântecului popular, da, am putea să spunem că sunt colegi de cântec, da, cu tine, să-i numim așa, dar tu ești mititel, da, este frumos și să spunem așa, au avut bunăvoința de a-ți permite să cânți din repertoriul lor, cum ar fi Alexandru Brădețan, care mulțumesc foarte mult pentru că mi-a dat cele 2 cântece a lui, da. Și mai ai cântece din repertoriul altor interpreți? Nu mai am, doar a lui. Doar a lui. Da. Uite ce frumos este și eu chiar mă bucur și îi felicit pe interpreții, pe colegii mei de cântec care permit tinerilor interpreți să le cânte cântecele. Dragii mei, dați-le voie să vă cânte cântece din repertoriul dumneavoastră, pentru că sunt copii. Îi sprijinim, îi ajutăm. Sunt copii, n-au cum să concureze cu noi cei mari, bineînțeles. Ba din contra, să știți că Dumnezeu vă mulțumește altfel pentru ajutorul care îl dați acestor bobocei. Nu e nimic grav să cânte un cântec din repertoriul unuia dintre noi. Uite, Dănuț, dacă ție îți place un cântec din repertoriul meu, alege-l, spune-mi care este și eu ți-l dau cu drag. Da. Și îți dau voie să-l filmezi, să-l cânți unde vrei tu, da? Da. Eu aș spune să le și cântăm, da, telespectatorilor noștri, pentru că tu vii din Bucovina, dintr-o zonă atât de frumoasă, un colț de rai ales de Dumnezeu aici, cu atâtea mănăstiri și atâtea locuri frumoase pe care, după cum vedem, mulți turiști le vizitează atunci când le permite și lor timpul, da? Da. Și tu în cântecul tău lauzi această Bucovină și te invităm să ne cânți cântecul Bucovină, mândru plai și bătuta bătrânească.
Dragi telespectatori, în continuare, haideți să-l ascultăm, să-l încurajăm și să-l susținem pe acest tânăr bucovinean, frumușel, isteț, după cum vedeți dumneavoastră, Andrei Nastiuc Dănuț. Să-l ascultăm! Și dulcea sa vorbilor, tăiera, 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 era din plaiul dormilor, tăiera, tăiera. Am bobițe cu dihor, cum se poartă la humor, zi-me! Cu vin mândru plai, tăiera, 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 era, cum ne părea ce n-ai, tăiera, tăiera, tăiera. Cu vin plai de dor, tăiera, 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 tera 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 manchi la mundo dei tera 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 ramu cominieni miei tera tera manchi la mundo dei tera 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 ramu cominieni miei tera tera ci vuoi tu ci gioco bini ci giari di morzini di me stai giochi in buco fino a sera, 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 sera. Ciurri al batto la gina, sera, sera, sera. Mol giuca mosso mio, sera, sera, sera. Asceramo un passo a Dio, sera, sera, sera. Ciurri al cilie canna, sera, sera, sera. Asciamo su un passo a sera, sera. Ciurri al cilie canna, sera, sera, sera. Asciamo su un passo a sera, sera. Ci vuoi tu ci giochi bini? Cicioare di morzini. Chi ha l'inizio con me in gioco, tera, 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 tera. Nel lumiare loco, tera, tera, tera. Ma c'è l'inizio in ban, tera, tera, tera. Stai giù di scurficati, tera, tera, tera. Io inizio con me c'è l'inizio, tera, 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 tera. Ma cânti cu vilzi, tera, tera. Eu nici cum nu cer nimic, tăiera, 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 era. Numai când mi-i cuvier zic, tăiera, tăiera. Eu nici cum nu cer nimic, numai când mi-i cuvier zic, zi-mă! La tineri și la bătrân, tăiera, tăiera, tăiera. Când e dragi oamenii buni, tăiera, tăiera, tăiera. Lasa supărările, tăiera, tăiera, tăiera. Ascultați cântările, tăiera, tăiera, tăiera. Lângă mine să veniți, tăiera, tăiera, tăiera. Și cu toți v-am veseliți, tăiera, tăiera. Lângă mine să veniți, tăiera, tăiera, tăiera. Și cu toți v-am veseliți, tăiera, tăiera. Regana și tot așa, cum se joacă noastră mei. Atunci-ți pământul bine, te jucați pe lângă mine, hop-hop și nu. Ai, ai, de la oasate până la cântela tăiera. O pată pe bătrânea cântela tăiera. Cele dragoste e lor tăiera tăiera. Ina bata mi lo tera tera, ha giocato te o di ne giochi il mondo a bovina, bovo vini ne giochi guari pini ti entra in bovina. Chiamo via di matata, ha passato aici locul sunt floare, tăiera, tăiera. Și nici chibrând sunt rog, tăiera, tăiera. Bucovina-i locul nostru, tăiera,
Văd că ești așa foarte degajat, foarte la tine acasă, într-un cuvânt, nu? Da. Te simți bine aici în casa studioului. Da, să știți că. Emisiunii Un cântec în dar, nu? Da. Dragi telespectatori, iată de ce merită acești tineri să fie susținuți, după cum spuneam și mai înainte. Dănuț sau Andrei, cum îți spun tine? Dănuț. Dănuț. Așa, pentru că așa te știam și eu astăzi, am aflat că te cheamă și Andrei, da. Și uite că mă bucur să aflu cât mai multe lucruri despre invitații mei. Ai 13 ani, ai spus. Nu, 12. 12. Ești la școală, unde faci cursurile școlare? La Ostra, tot în comuna mea natală, da. Ce spune doamna ta, profesoară, care în clasă un artist? Ce să zic, că chiar se laudă, să știți. Colegii din clasă ce zic? Și ei, pentru că au și ei cu ce să se mândrească în clasă, pot să zic. Pot să aibă și ei o emblemă a clasei, că au un artist în clasă, un artist. Dănuț, spune-mi, te rog, știu că tu ai participat și la concursul, da. La festivalul, da. La spectacole, unde te-am invitat și eu de da. Câteva ori, mi-amintesc că ai fost prezent. Ce ai simțit tu atunci când ai apărut în fața unui juriu la un concurs? Emoții. Care a fost primul tău concurs, dacă mai ții minte unde ai participat? Primul meu concurs a fost la Sadova, la concursul Maria Surupat și Mina Păslaru. Văzând un juriu așa de numeros, m-au apucat emoțiile, da? M-au apucat foarte tare emoțiile, dar... Le-ai stăpânit. Da. Și cum a fost acel concurs? Prim concurs pentru tine? Da. Frumos. Chiar a fost frumos. M-am bucurat pentru că am luat și un premiu. Am luat premiul 3. Destul de bine pentru primul da. Pas făcut, nu? Da. M-am bucurat într-un fel pentru că am luat un premiu și chiar a fost ceva wow, pot să zic. Acel concurs a fost primul pentru tine. Da, primul a fost. Au urmat și multe altele, nu? Nu, din păcate doar unul am mai avut. Pentru că a venit pandemia. Da. Asta. La Suceava, chiar nu mai țin minte cum se chema acel concurs, dar de acolo am luat primul întâi. Acolo chiar mi-a plăcut pentru că eram obișnuit acum cu juriul, eram obișnuit cu oamenii care mă priveau. Acum nu mai aveam așa mare emoție cum am avut la primul concurs. Și ai luat și premiul întâi. Întâi, da. Ți se pare că juriul este așa foarte...
foarte sever în privința notelor, a punctajului care se dă. Cum ți s-a părut ție la aceste concursuri? Într-un fel, mi s-a părut că jurul nu era așa de... Nu erau așa severi. Așa, nu erau severi. La primul concurs au fost un pic severi. Mi s-a părut mie sever, dar la a doilea nu. Chiar n-am văzut severitate pe fața jurului, am văzut chiar seninitate. Spune-mi puțin, ce crezi tu că este important în... în viața unui artist, așa. Ce este important? Pentru tine, la anișorii tăi, așa, cum gândești că ar trebui să fie un artist al cântecului popular? De ce ar trebui el să țină cont? Legat de felul cum se îmbracă, cum cântă, atitudinea lui față de public și de colegii de cântec. Așa, aș vrea să încep. Cum ai vrea tu să fii? Da, aș vrea să fiu, să am o atitudine frumoasă de colegii mei, desigur, să am o îmbrăcăminte care să reprezinte zona din care sunt eu și nu, să nu fiu rău. Adică rău ce vrei să fiu? Rău, să nu cu copii. Dacă aș vrea să am eu un cântec, când aș fi așa mai să am mai dezvolta, cu copiii care mi-ar veni să-mi ceară câte un cântec, să dau. Da, l-aș da cu mare drag. Deci eu chiar l-aș da cu mare drag. Nu vreau să dai nume, da, dar ai cerut un cântec din repertoriul unui interpret, da, și ți s-a refuzat asta? Da. Da? Da. Oare de ce? Nu știu. Chiar nu știu. Nu făceam concurență, nu făceam de bine, în fine, nu, na, a zis. Eu cred că este o mândrie să-ți ceară un copilaș, un tinerel, un cântec, să-l cânte și el, că este drag. Da, nu știu, a fost sunat interpretul și a zis că nu. Foarte bine, uite că tu ți-ai făcut și tu cântecele și pas cu pas îți vei crea un repertoriu frumos. Da. Știu că ești la Școala Populară de Artă? Da. În ultimul an, chiar. Da, în ultimul an. Cum au fost acești 3 ani pentru tine? Frumos. Ce ai învățat acolo la școală? Crezi că îți este de folos aceste cursuri pe care le-ai făcut? Cursurile sunt foarte de folos pentru mine și cu doamna Alexandra și aceste cursuri sunt foarte de folos. Chiar mă bucur că am făcut aceste cursuri și am parcurs acești 3 ani bine. Foarte aproape de tine este nimeni alta decât bunicuța ta. Da, te știți. Vrei să-i transmiți un mesaj așa bunicuței tale pentru faptul că te sprijină atât de mult? Da. Și putem spune că este pentru tine ca și a doua mamă, nu? Da. Vreau un mesaj așa, din sufletelul tău de copil. Vreau să-i transmit un mesaj și acest mesaj vreau să conțină să-i dea Dumnezeu foarte, foarte multă sănătate și foarte multă putere ca să mă crească în continuare. Pentru că m-a crescut atâția ani, deci 12 ani de zile m-a crescut, eu aș vrea să mă crească și mai mult, să-i dea Dumnezeu foarte multă sănătate, să mă crească și mai mult. Frumos. Dar ce ne spui despre părinții tăi? Părinții mei sunt plecați în țări străine, amândoi. Trimit bani pentru la bunica pentru a mă ține. Școală, cântece, noroc de ea am avut, pot să zic, pentru că lucrează amândoi și au trimis bani acasă pentru susținerea mea. Dar nu ți-e dor de mami, de tati? Ba da, foarte mult mi-e dor. Mi-e foarte dor, da? Când vin acasă ei? De Crăciun amândoi. Da. Și mai vin și da, vin de Paști, vin de vară, vin da, da, des, da, nu? Da. Îți e alindorul așa când vin ei acasă, nu? Da. Lui mami ce îi transmiți? Pentru că ne urmărești online. Mamei îi transmit și ei multă, multă sănătate, putere să lucre, să trimite bani pentru ca să pot termina studiile și să-mi fac mai multe cântece din banii care îi trimite ea și toate cele bune îi transmit mamei mele. Da. Vedeți, dragi telespectatori, un mesaj care vine din sufletul unui copil. Ce își dorește un copil? Eu
știu ce înseamnă dragostea de copii atunci când ești departe, plecat în străinătate, pentru că și eu am dus dorul copilașului meu 7 ani de zile și sunt ani mulți, lacrimi multe și dor destul de mare. Dar nu știu de ce Dumnezeu a făcut ca soarta asta să fie atât de crudă, să despartă părinți de copii, să lăsăm copiii să-i crească bunicii. Nu că, Doamne ferește, bunicii nu ar fi buni. Se spune de multe ori și chiar s-a confirmat faptul că bunicii iubesc nepoții foarte mult, foarte, foarte mult. Dar nimic nu înlocuiește dragostea de mamă sau de tată. Așa că eu sunt sigură că mămicuța ta și tăticul tău acolo departe unde sunt cu gândul și cu sufletul mereu la tine. E, da. Dar tot pentru binele copiilor, iată că noi părinții trebuie să facem sacrificii. Fice, da. De multe ori aceste sacrificii sunt atât de grele ca o piatră care îți stă pe suflet, dar reușești să mergi înainte. Da. Pentru voi, copilașii. Da. Iar voi, la rândul vostru, trebuie să prețuiți asta. Tu ești încă mic, dar văd că ești foarte matur așa și în gândire, dar să nu uiți niciodată că mama ta și tatăl tău, dacă sunt acolo departe în străinătate, sunt pentru tine, pentru a-ți oferi mai multe șanse pentru binele tău, pentru, cum ai spus tu, pentru cântecele să-ți faci tu și pentru a susține această carieră pe care tu vrei să o urmezi. Da. Hai să mai cântăm și alte cântece, că timpul trece, trece. În continuare, Andrei Dănuț Nastiuc are să ne cânte Cine seamănă s-adună și Hai da hai cu veselie. Aici, lângă Andrei Nastiuc, în această ediție a emisiunii Un cântec în dar. Să-l ascultăm! Thank you.
așa e la satul. Se tomu poate bună, ci da mână sa bună. Și curieri și cu bunii, că așa e la satul. Să era diri, diri, da, cine sa mână sa bună. Să era diri, diri, da, cine sa mână sa bună. Să era diri, diri, da, și avem și câteva mesaje din partea telespectatorilor. Vecini de-ai tăi din Ostra, felicitări, Dănuța, Andrei, dragul nostru, ține tot așa, mult succes în această lume a cântecului și mult succes în tot ceea ce îți dorești tu. Și un alt mesaj, bună seara și în această ediție. Îi urez tânărului interpret de muzică populară un călduros la mulți ani, fericit și multă sănătate din partea domnului Dumitru din Fălticeni. Emisiuni cât mai frumoase, estimată doamnă, și nu uitați că noi cu toții vă iubim și vă îndrăgim. Așteptăm să vină vinerea să fim împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult și să știți că și eu aștept această zi de vineri să vă aducem un cântec în dar, să vă aducem interpreți pe care vrem să-i cunoașteți cât mai bine, atât cântecele lor, dar și povestea cântecului din viața lor și iată, de ce nu, să vă facem cunoscute tinere voci ale cântecului popular. Andrei, iată că ai primit și câteva mesaje din partea telespectatorilor. Eu sunt sigură că gândurile sunt mult mai multe din partea publicului, dar le vei primi tu pe pagina ta de Facebook, pe telefonul tău, te vor felicita cei dragi. Mai ai un cântec? Da. Pe care îl vei cânta tot cu dedicație pentru telespectatorii noștri. Ziua bună, mă primiți. Da. Dar mai avem noi și o surpriză, nu spunem încă nimic, da, mai lăsăm puțin așa.
Vreau să te întreb dacă cineva de la tine din familie a mai cântat, crezi tu că moștenești pe cineva de acolo din casa ta? Da, moștenesc chiar pe bunicu. El a cântat la tinerețile lui. Ca să vezi, și tu acum îi îmbraci costumul popular. Da. Am să știți că am și acum emoții. Oi. L-ai auzit cântând vreodată? Nu l-am auzit niciodată. Asta dar și de unde știi tu că el cânta? L-ai cunoscut? Da, l-am cunoscut. El a murit acum 4 ani. Dumnezeu să-l ierte. Să-l odihnească în pace. Nu l-am auzit niciodată, dar nici n-am știut. Că până atunci n-am avut ocazie să-l aud, pentru că eu atunci nu pot să zic că eram așa de interesat de cântec, dar așa, acum... Așa, nu cântai. Da. Ești mulțumit de tine până în prezent, da, la cei 13 anișori pe care tu îi ai? Da, chiar sunt foarte mulțumit. De realizările mele, da, chiar sunt foarte mulțumit. Ce își dorește Andrei Nastiuc pentru viitor? Îmi doresc ca să îmi dea Dumnezeu sănătate, să cresc, să-mi așa și să încep să-mi fac un repertoriu frumos, să întemeiez o familie, pot să zic. Ia uite, de ce gânduri mari ai, tu te gândești la familie deja? Da, da. Vreau foarte mult repertoriul să-l măresc cu 2 necolinste, orice ce poate fi, și să-mi dea Dumnezeu sănătate să ajung până acolo. Părinții tăi, când au aflat dorința ta de a cânta, erau în țară cu tine? Nu. Nu erau în țară. Ei au, din țări străine, au auzit că am început să cânt. Și cum au primit ei această veste a ta că tu vrei să cânti? Vrei să devii un mare artist? Foarte veseli. M-au sunat, m-au felicitat că am început să cânt. S-au bucurat extrem de mult că mi-am ales o carieră în viață. S-au bucurat pentru mine. Când te văd așa, cu cât patos vorbești tu legat de cântecul pe care văd că îl îndrăgești atât de mult, sunt sigură că vei rămâne pe acest drum așa și vei avea o ascensiune să dea Dumnezeu frumoasă. Mulțumesc. Și chiar îți urez acest lucru, să-ți împlinești ceea ce îți dorește ție sufletelul. Ce-și dorește sufletelul. Ai prieteni tu, așa? Da. Am prieteni. Ce sunt prietenii pentru tine? Niște tovarăși, pot să zic, care le pot împărtăși secrete. Bine, le împărtășesc bunicilor, părinților, le pot să împărtășesc și lor secrete. Care este cel mai bun prieten al tău? Hai să-i zic numele. Da, poți să spui și numele. Trebuie să fie mândru dacă își aude numele. Tudor Buzil, așa-l cheam. Din sai de la mine, vecin cu mine, Tudor Buzil se numește. Bănuiesc că vă cunoașteți de foarte mulți ani, nu? Da, 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 da. Măi, Andrei Dănuț Nastiuc, se apropie cu pași repezi așa sărbătorile de iarnă. Da. Spune-mi un pic cum sunt pentru tine aceste sărbători. Cum le sărbătorești tu? Deci... Mergi cu colinda, cu uratul, cu semănatul, cu tot ce ține de obiceiuri? Ia zi-ne și eu. Sărbătorile la noi în Ostra sunt extraordinar de frumoase. Deci, mă faci curioasă, vin și eu la Ostra în acest an la tine de sărbători. Sunt extraordinar de frumoase, chiar vă invit să veniți. Sunt frumoase. Avem foarte multe tradiții cu capra, ursul și capra și ursul, atât avem noi, dar chiar sunt frumoase, să știți. Știi ce zic eu? Hai să spunem o amintire legată de zilele în care mergeai tu cu colinda sau cu uratul, așa, o amintire mai hazlie. Ți s-a întâmplat ceva așa mai dubios? Da, chiar cu opincile astea mi s-a întâmplat. Da, mergeam la colindă și mergând eu la o casă, tot vecină pe acolo, să știți, era o măt mare, era gheață, polei pe drum. Nu mă uit cum trec mașinile alea care îmi depărtează zăpada. Nu mă uit și tălpile de la opinci fiind alunecoase, când mă duc drept în, cum făceau mașinile, mari, șanțurile alea mari, mă duc drept acolo. Deci vă gândiți-vă, cu jocul de pe mine tot am făcut floașcă, deoarece era zăpada moale. Da, moale. Vai de mine ce am făcut atunci.
Deci îți plac sărbătorile da, de iarnă? Da, foarte mult, foarte, foarte, foarte mult. Dănuț, dacă tot avem o micuță problemă așa acum cu partea tehnică, eu aș vrea să le spunem telespectatorilor, de fapt să le spui tu telespectatorilor, o frumoasă povestioară, o snoavă, cum o numești tu. Da. Le-o spunem telespectatorilor? Da, desigur. Și luați aminte la aceste vorbe frumoase pe care vi le spune Andrei Dănuț Nastiuc, pentru că sunt adevărate. Să-l ascultăm. Ascultăm povestioara acum. Bună seara și bine v-am găsit. Eu vă zic de la început că stari priceput, că eu fac numai ce vreau, că toți au treabă în satul meu, dar eu nu învârt niciun pai și mă vâră tata la cai, dar și calul cât el de cal îi cu minte animal. Dacă încolo nătă flețul, trebuie să-i bagi sub nas nutrețul și mai trebuie să-i îndes și tofâlca cu ovăs. Și mi-am zis în gândul meu, calul nu-i din nasul meu, și-am pornit pe drum bațos și calarii și pe jos. După aceea, ce să faci? M-o vâră tata la vaci. Tata-mi zice, nu-i ușor ca să știi și mulgător. Trebuie să știi pe unii țâța, trebuie să știi să-i dai tărâța, câtă mâncare să-i dai și când umblă la buhai. Și mi-am zis în gândul meu, vaca nu-i din nasul meu. Și-am pornit pe drum bățos și calarii și pe jos. După aceea, cum te-ntorci? M-o vâră tata la porci. Da și porcu arde-l focul, îi cu minte dobitocul. O zis ca șternutul-i vechi și să-l spăl și prin urechi, că mâncarea ni s-arată, să-l servesc numai la troacă, nu mănâncă nici să-l tai, numai barabuli pai. Și mi-am zis în gândul meu, da porcu-i de nasul meu. Și-am pornit pe drum bațos și cala și pe jos. După aceea, într-o joi, m-a vârât tata la oi. Oaia îmi zice că nu vrei să sui sus pe deal, că e în concediu medical, că vrea numai în ponoare, să mănânci numai floare, tămă dă ui de oaie. Și mi-am zis în gândul meu, oaia nu-i din nasul meu. Și-am pornit pe drum bățos și calarii și pe jos. Tot umblând așa prin sat, într-o zi m-am angajat. Cum s-ar zice pe la noi, m-am făcut șofer la boi. Că la boi nu-i vreo scofală, li dai hăiți, li dai și ceală și nu-ți trebuie carnet. Oprești singur la bufet, tu bei vin, la umbră stai, lor nici apă nu li dai. Să vă zic un lucru nou, pot să îngheață apa în bou, că nu-l doare pe el capul, că pidron s-o rupt proțapul. Nu suferă nici un chic măcar, că s-o rupt roata la car. După capul lui chilug, trebuie să trag și eu la giug. Și mi-am zis în gândul meu, da bou-i din nasul meu, și-am pornit pe drum bațos, nu calare, ci pe jos. Măi, Andrei, măi, ești simpatic, măi, copile, măi. De unde-ți veni această poveste? Cine ți-a făcut-o? Cum? Am găsit-o, pot să zic, pe internet. Ai găsit-o? Da, am găsit-o. Așa e, ai citit? Da, ai învățat-o am citit, da, 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 da. Doamne, doamne, asta este cu dedicație pentru cei cărora nu le place munca, așa e? Da. Uite, Andrei, vreau să cânți și cântecelul Ziua bună mă priviți, pentru că ne apropiem în data de sfârșitul emisiunii, dragii mei, să-l ascultăm din nou pe acest puișor de bucovinean, glumeț ce este de spus, dar și talentat, ați văzut și dumneavoastră, nu? Să-l ne cânte din nou. Ziua bună mă priviți, cu mine v-am veselit. Am venit și șuguiesc, cu voi să mă întâlnesc. Ziua bună mă priviți, cu mine v-am veselit. Am venit și șuguiesc, cu voi să mă întâlnesc. Că-s repotea lui Ștefan, la era rără.
inconveniente. Ra 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 ra. Ia uitați-vă la mine. O șoșoșe de bine măi. Cu căciul și cu regine, regine mă vrea, mă uit și mă socotesc la cine să mă opresc. Cu căciul și cu regine, regine mă vrea, mă uit și mă socotesc la cine să mă opresc. Au făcut mamă ca sara, taira, ra, 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 ra. Șase cât la tătă țara, taira, ra, 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 ra. Mă scaldat în apă rece, ui, când îi doar îi trece, mă. Și patru pus la crămioare cu apă dintre izvoare. Am crescut falnic flăcău ca bradul tiberarău. Și patru pus la crămioare cu apă dintre izvoare. Am crescut falnic flăcău ca bradul tiberarău. Ficior mântu mama are, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Mă vedeți cât îți din mare, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Cu mine cine crăiești? Din tri vorbi mă iubești. Și spățo și vor și trai. M-am născut pe-a nostru brai. Ia că ia ca așa măi. Dragi telespectatori, iată că astăzi ați mai cunoscut un tânăr interpret din generația tânără a folclorului bucovinean, să spunem așa. Iată, copii talentați cu atâta dragoste pentru cântecul popular, cu atâta putere și curaj așa să meargă, să vadă lumea, să cânte, să-și facă repertoriu, să cunoască toate tainele cântecului popular, să zicem așa, nu? Da. Andrei, eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea de astăzi. Și eu vă mulțumesc. Te aștept cu mare drag. Poate vei fi prezent și de Sfântul Andrei atunci în preajma sărbătorii Sfântului Andrei pentru ziua ta aniversară alături de alți colegi de cântec, da, care poartă acest nume. Și de ce nu? Și altă dată. Uite, se apropie sărbătorile de iarnă. Primim colindători. Te așteptăm să aduci o colindă și telespectatorilor. Sigur. De Crăciun și de ce nu și o urătură, că știu că ai și urături acolo pregătite pentru sărbătorile de iarnă. Iar eu îți urez mult succes. Mulțumesc în tot ceea ce îți dorești, nu doar în cântec. În tot ceea ce îți dorești tu pentru sufletul tău. Mulțumesc. Vreau să transmiți un mesaj și telespectatorilor noștri. Le transmit multă, multă sănătate și bogății și toate, toate cele bune. Ce își doresc ei să primească de la bunul Dumnezeu. Doamne ajută! Stimați respectatori, ne apropiem de finalul primei părți a ediției emisiunii Un cântec în dar. Nu plecați, rămâneți alături de noi, dar înainte de toate vreau să amintesc faptul că Dumnezeu ia la ceruri oameni care reprezintă această țară, reprezintă tradiția și cântecul popular. Iată că a plecat dintre noi și îndrăgitul interpret al cântecului popular, Petrică Mățu Stoian. L-am pierdut și pe George Finiș. Am pierdut-o și pe doamna Viorica Galandu-n Bravă. Antona Chiței. Atâtea nume cu rezonanță pentru țara noastră, pentru folclorul românesc. Știu că poate și acolo în rai este nevoie de cântec. Și sunt sigură că acolo, unde sufletele noastre pleacă pentru totdeauna, în acel loc unde nu există nici durere, nici întristare, așa cum spune și preotul, acolo este nevoie și de oameni buni care să fie alături de îngerii. Și
spun atâta, Dumnezeu să ierte pe fiecare care a plecat dintre noi și noi, telespectatorii, noi, cei care rămânem aici până când Dumnezeu ne va chema la ei, la El, trebuie să ne amintim cu drag și să le ascultăm cântecele, să nu uităm de cei care și-au pus o amprentă în ceea ce ține de emblema noastră a românilor, de tradiții, de cântec, de obiceiuri, de toată această zestre frumoasă. Dragii mei, în continuare vă invit să urmăriți un moment de publicitate și știrile spuse pe scurt de către colegul meu, Robert Holman, după care, în a doua parte, ne întâlnim cu invitata mea, îndrăgita interpretă a cântecului bucovinean, Gabriela Teișanu. Fiți alături de noi pentru că vom petrece pe cinste și cealaltă parte a ediției de astăzi a emisiunii.